Ziua 37. Fii cât de tăcut poți. Stai din ce în ce mai mult în tăcere. Nu numai în tăcere trupească. Și ea îți este de ajutor și creează o situație, dar nu ea este sfârșitul, ci este doar începutul. Este mai important ca mintea să tacă, să înceteze să mai turuie fără oprire. Și chiar încetează, numai că nu, noi nu am încercat niciodată. Nu este nevoie decât de un proces simplu. Așează-te în tine însuți și privește. Permite-i minții să-și facă vechile giumbușlucuri, dar nu o privi cu ochi de judecător. Nu-i spune nici că ceea ce face este bine, nici că este rău, nu alege și nu respinge nimic. Fii indiferent, detașat. Vei învăța ușor, ușor, cum să fii detașat și indiferent. La început, mintea va încerca toate vechile ei trucuri, dar apoi va începe să se simtă stânjenită, fiindcă nu te va mai afecta în niciun fel. Chiar dacă reușește să te ridice împotriva ei, tot va fi satisfăcută, fiindcă a reușit să te tulbure. Așa că nu fii împotriva ei. Nu te lupta cu ea și încearcă să nu cazi victima șmecheriilor ei. Fii detașat. Deseori vei deveni implicat. În momentul în care îți dai seama de acest lucru, retrage-te. Fii din nou calm și începe să privești. Dacă răsare vreun gând, privește-l. Vine în fața ta, privește-l. Apoi va trece pe lângă tine. Observă-l, fără să conteze dacă e bun sau rău. Fără să conteze dacă ar trebui sau nu să existe, fără o atitudine morală, doar o observare științifică, detașată. În 3 până la 9 luni, mintea va înceta să mai turuie. Într-o bună zi, mintea ta nu va mai fi acolo, iar asupra ta va coborî o tăcere cum nu ai mai cunoscut vreodată. O tăcere care nu te va mai părăsi, care va rămâne cu tine, care va deveni însuși sufletul tău. Este o experiență eliberatoare.